două, șase, două, șase. În te campanie e posibil să facă să se poată ajunge, de asta vreau să zic. Hai. Că... Bună ziua! Astăzi au fost semnate două ordine extrem de importante. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, numărul 139 din 16 septembrie 2020, privind unele măsuri organizatorice în domeniul matriculării vehiculelor, și ordinul numărul 140, ordinul comun, numărul din Registratura Ministerului Afacerilor Interne, coroborat cu numărul 1594 din Registratura Ministerului Sănătății. Așadar, ordinul comun privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesare a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral, acest ordin fiind avizat de către Autoritatea Electorală Permanentă. Încep prin a vă mulțumi că ați dat curs invitației noastre și vă rog să-mi permiteți ca prima temă abordată să fie despre decizia pe care am luat-o pentru a face mai ușor accesul cetățenilor la serviciile publice de înmatriculare a vehiculelor. Astfel, serviciile publice comunitare județene, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, vor organiza sedii secundare și în alte localități, pe lângă cele existente în municipiile reședință de județ. Această măsură reprezintă încă un pas important al Ministerului Afacerilor Interne pentru dezvoltarea serviciului public, oferind cetățenilor care solicită derularea de operațiuni pe linie de înmatriculări auto să aleagă între sediul aflat în municipiul reședință de județ sau sediul secundar, ceea ce va conduce la diminuarea distanțelor parcurse în vederea soluționării diferitelor operațiuni, dar și la reducerea aglomerațiilor de la sediile județene. În cadrul acestor sedii secundare se vor desfășura activități de preluare a documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare a vehiculelor și de eliberare a plăcuțelor cu numerele de înmatriculare. În acest sens, în zilele de marți și joi, cetățenii vor putea beneficia de aceste servicii, fără a fi nevoie să se deplaseze până în municipiile reședință de județ. Astfel, am hotărât, împreună cu colegii din minister și cu reprezentanții noștri de la nivel județean, să înființăm 26 de sedii secundare și vă rog să-mi permiteți să le dau citire. Sebiș, județul Arad, Câmpul Lung, județul Argeș, Onești, județul Bacău, Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, Dorohoi, județul Botoșani, Făgăraș, județul Brașov, Caransebeș, județul Caraș-Severin, Câmpia Turzii, județul Cluj, Medgidia, județul Constanța, Cin, județul Tulcea, Bârlad, județul Vaslui, Drăgășani, județul Vâlcea. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Inspectoratul General al Poliției Române și instituțiile prefectului din județele pe care le-am enumerat vor întreprinde în perioada imediat următoare demersurile necesare pentru punerea în aplicare acestei măsuri, pentru ca din data de 22 septembrie serviciile să fie operaționalizate. Așa cum știți, în programul de guvernare, digitalizarea și informatizarea serviciilor în relația cu cetățenii sunt printre principalele priorități. Guvernul României este permanent preocupat pentru a găsi noi soluții care să vină în ajutorul oamenilor, fie că vorbim de debirocratizarea unor activități, fie că informatizăm unele servicii sau, în acest caz prezentat, înființăm sedii suplimentare unde cetățenii pot merge să-și rezolve problemele fără a mai parcurge distanțe foarte mari. Doar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pot da, ca exemplu, introducerea, începând cu această lună,
a posibilității de achitare a taxelor pentru pașapoarte, permise sau certificate de înmatriculare, prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plată Online, cunoscut sub numele de ghișeul.ro. Totodată, lucrăm intens la finalizarea proiectului cărții electronice de identitate, a cărei emitere este prevăzută în august anul viitor, și la definitivarea informatizării actelor de stare civilă până la jumătatea anului 2022. Astfel, cetățeanul va putea solicita și obține online certificatele de stare civilă și vreau să precizez un lucru, indiferent de locul unde se află. Pentru aceasta vor fi digitalizate peste 82 de milioane de acte de stare civilă, reprezentând arhivarea pe ultimii 100 de ani, ceea ce este o activitate unică. Un alt subiect important și așteptat de toți cetățenii pe care domnul ministru al Sănătății Nelu Tătaru și domnul președinte al Autorității Electorale Permanente, Constantin Florin Mitulețu, îl vor prezenta astăzi, se referă la măsurile care au fost stabilite pentru desfășurarea în siguranță a alegerilor locale, conform hotărârii de guvern. Îi dau cuvântul domnului Florin Mitulețu, președintele Autorității Electorale Permanente, urmând după aceea să ia cuvântul domnul ministru Nelu Tătaru pentru a vă prezenta detalii ce țin de aspectele sanitare cu privire la cele prezentate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Acest ordin respectă fluxul și circuitul normal într-o secție de votare și aduce ca situație concretă doar partea de măsuri sanitare stabilite de către legiuitor prin legea 135. Regulile sunt aceleași, accesul într-o secție de votare va fi făcut pe la operatorul de calculator, identificarea se va efectua în acel sistem informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenirea votului ilegal. Cetățeanul alegătorul se va prezenta la președintele secției de votare sau la membrul desemnat pentru operațiunea de identificare, semnare în lista electorală și înmânarea documentelor de votare, buletine de vot și ștampilă. La părăsirea din secția de votare, cetățeanului va fi înmânat actul de identitate și va părăsi secția de votare, iar prin legea 135, hotărârea de guvern 577 și hotărârea de guvern privind starea de alertă și acest ordin sunt stabilite regulile sanitare de urmat de la intrarea în centrul de votare, pe circuitul până la secția de votare la care este arondat cetățeanul, față de alegerile de clasice pe care le știam noi, cetățenii trebuie să respecte niște reguli suplimentare, astfel încât să ne asigurăm că la finalul procesului electoral pentru alegerile locale din 27 septembrie acest virus să nu fie răspândit și toată lumea să fie în siguranță. Repet, legea este respectată pe întreg circuitul prezentat în acest ordin și din punctul de vedere al Autorității Electorale Permanente lucrurile vor fi clare și încă din această seară avem pregătit clipul de promovare împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății a regulilor pe care cetățenii vor trebui să le urmeze și să le respecte în secția de votare, astfel încât să ne asigurăm că în timpul scurt rămas până la ziua votării toată lumea să știe ce va avea de făcut și cum trebuie să se comporte de această dată în pandemie la o secție de votare. Vă mulțumesc mult, domnule ministru. Bună ziua! După cum știți, încă de la începutul acestei luni v-am spus că va fi o lună de foc, o lună care a început prin măsuri de revenire la normalitate, redeschiderea restaurantelor, redeschiderea teatrelor și cinematografelor, campanie electorală, revenirea populației din concediu, aglomerarea transportului în comun, începutul școlii, alegerile de pe 27. Contextul alegerilor de pe 27 este
evaluat periodic, săptămânal, la 14 zile, dar este pregătit încă din aceste zile. După cum știți, la începutul acestei luni am avut un ordin comun cu Ministerul Afacerilor Interne, tocmai pentru a specifica desfășurarea și normele de aplicat în contextul desfășurării unei campanii electorale. Acolo aveam anumite criterii respectate în mare parte prin evaluările noastre de zi cu zi. Acum avem un ordin comun care stabilește acele norme de aplicare și desfășurare a zilei alegerilor. Dincolo de cele explicate până în acest moment, țin să menționez situații deosebite, situațiile în care alegătorul vine și prezintă la triajul observațional, apoi epidemiologic, acea temperatură peste 37,3. Va avea prioritate, va merge direct către o urnă și o cabină de vot dedicată din acel moment. Dacă până acel moment n-a fost persoană febrilă sau cu simptome respiratorii, se alege una din urne, cea mai apropiată, și va deveni în acel moment și urnă, dar și cabină de vot dedicată. Acea cabină de vot dedicată este cabina de vot în care vor merge din acel moment doar cei care vin cu simptomatologie respiratorie sau care prezintă subfebrilități sau febră. Acolo se va dezinfecta după fiecare participare a fiecărui votant care prezintă astfel de simptome. Un alt moment este momentul urnei mobile. Această urnă mobilă va merge cu personal care va avea echipament, mască, mănuși, dezinfectant și va merge întâi la cei care au solicitat urna mobilă care au patologie non-COVID, urmând secundar cei care se află în carantină, apoi cei care se află în izolare pentru patologie COVID. Țin să menționez că aceste alegeri se vor desfășura în contextul pandemiei în faza a doua a primului val. Trebuie să vedem că avem o creștere a numărului de cazuri. Astăzi numărăm 1713 cazuri noi în contextul în care au fost raportate și cazuri de pe zilele anterioare, dar în contextul în care avem în continuare 471 de cazuri în terapie intensivă, în care avem în continuare 49 de decese. Țin să reamintesc că sunt anumite precauții care trebuie respectate. Distanțare fizică, portul măștii, dezinfectant. Avem în evaluare în acest moment diferite focare. Focare în desfășurarea unor evenimente private și aici recomand celor care organizează astfel de evenimente private să mențină și să păstreze acele norme de aplicare. Avem în continuare focare în instituții, că sunt spitale sau instituții administrative, avem în continuare focare la persoane instituționalizate și avem în continuare focare în desfășurare în agenți economici. Recomand în continuare păstrarea regulilor de precauție, folosirea dezinfectantului, mască în interior, în mijloace de transport în comun și în locurile aglomerate, precum și raportarea în imediata apropiere către DSP, către unități sanitare, către medicul de familie, la orice caz cu patologie respiratorie sau subfebrilități. Ziua votului este o zi care poate fi gestionată de noi, fiecare în parte, într-un parteneriat, pregătind încă de astăzi, prin respectarea regulilor, tocmai situația din ziua respectivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu domnului președinte și domnului ministru. Vreau să vă spun că după emiterea acestor documente, pentru ca cetățenii să fie siguri că procesul de votare se va desfășura în condiții de maximă securitate sanitară, acest ordin va fi prelucrat la nivelul prefecturilor din toată țara, la nivelul comisiilor, secțiilor de votare, la nivelul primăriilor și, evident, la nivelul birourilor electorale. Vă vom ține la curent cu evoluția procesului de pregătire a zilei votului și pentru a transmite siguranță cetățenilor cu ocazia acestui eveniment al alegerilor locale, 27 septembrie, extrem de important pentru viitorul națiunii. Vă mulțumesc!